găsit prietenii handbalului de la Sela Transilvania, Cosmin Blioca, vă spune bun găsit la un nou match de handbal, un match extrem de dificil pentru echipa Sibiului, o echipă tânără de partea cealaltă. Oaspeții de astăzi, H. Adrian Petre, Reșița, o echipă mult mai experimentată, o echipă la această oră ca și promovată din divizia Sibiului. Iată așadar cele două formații, HC Adrian Petre Reșița are următoarea componență: 1 Cristian Ionescu, 5 Lucian Inat, 7 Ștefan Huța, 8 Ilie Vaidea Segan, 10 Andrei Lela, 13 Mihai Roznean, 14 Sebastian Pârvan, 16 Andi Sămânță, 17 Marian Crăciun, 18 Marius Grozăvescu, 22 Robert Pugaci, 23 Răzvan Daia, 25 Alexander Stercenco, 33 Andrei Drăghici, 34 Marius Bahan, 95 Zolt Steiner. De partea cealaltă, Handball Club Sibiu are următoarea componență: numărul 16 Gabriel Șofronici, numărul 1 Jean Novakovski, numărul 7 Florin Ramba, numărul 13 Alex Tolciu, numărul 6 David Radu, 15 Robert Micloș, 18 Cosmin Demian, 10 Dorin Neamțu, 9 Bogdan Verza, 8 Răzvan Istrate, 3 Dorin Purcărea, numărul 11 Raul Muntean, numărul 14 Răzvan Bogdan, numărul 2 Teile Sebastian și numărul 4 Căpățână Horațiu. 2 jucători extrem de tineri în lotul Sibiului, vorbim despre Sebastian Teile și Horațiu Căpățână. Doi jucători, sperăm noi, de perspectivă în echipa Sibiului, prezenți, iată, să vedem dacă vor și apuca să joace. Iată și băncile tehnice. HC Adrian Petrea este pregătită chiar de Adrian Petrea, în vreme ce Handball Club Sibiu este echipa pregătită de Matei Damian și Ștefan Nicolae. La centrul acestei partide se află doi arbitri din Brașov, Constantin Alexandru și Paul Iacob. Așa cum spuneam, un meci ce se anunță destul de greu, dacă nu chiar foarte greu, pentru echipa Sibiului, mult mai experimentată echipa reșițenilor. Vom vedea însă cum se vor descurca pe teren elevii pregătiți de Matei Damian și Ștefan Nicolae. Evident, la cum știm echipa Sibiului, poate mă voi hazarda, dar orice se poate întâmpla. Așa cum ne-am obișnuit, Handball Club Sibiu joacă în tradiționalul echipament roșu cu negru. De partea cealaltă, HC Adrian Petrea Reșița în echipament alb și roșu. Așteptăm startul acestei întâlniri. Prima lovitură aparține Sibiului, atacă așadar de la stânga la dreapta. Verza, Ramba, este la pressing acolo Rohoznean. Verza, Ramba, este faultat acolo Florin Ramba, de numărul 34 de la Oaspeți. Este primul gol reușit de David Radu. Mă pregăteam să spun că a fost foarte aproape portarul Oaspeților să intervină. Am avut, în schimb, o intervenție decisivă a lui
Gabriel Șofronici, Radu David aruncă. De această dată izbutește să intervine Cristian Ionescu, portarul celor de la Reșița. Atac din extremă stângă, gol reușit de numărul 5, Lucian Ignaț, restabilește în acest minut egalitatea pe tabela de marcaj. Handball Club Sibiu HC Adrian Petre, Reșița, 1-1. Atacul sibienilor. Ramba, Radu David reușește să arunce verza și avertizat cu cartonaș galben Sebastian Pârvan, numărul 14 de la Oaspeți. Din nou aruncare de la 7 metri, prima dată cât pe ce să rateze, a doua oară fără emoții, Radu David majorează scorul pe tabelă. Minutul 2 și 17 secunde, Handball Club Sibiu 2-1, conduce HC Adrian Petre Reșița. Construiesc oaspeții. Ținut acolo și avertizat cu cartonaș galben Dorin Purcăria, și recunoaște vina, a fost faultat Marius Bohan, numărul 34 de la oaspeți. Același Bohan pasează în centru pentru numărul 8, Ilie Vaida Sejan, și o nouă intervenție foarte bună a lui Gabriel Șofronici, pare să fie în formă bună azi, portarul echipei sibiene. Bohan iese în întâmpinare Purgăria, ține acum Radu David, aruncare, bară. Este cartonaș, este cartonaș galben, cred, pentru Radu David. Da. Vine de confirmarea de la speakerul Sălii Transilvania. Radu David vede cartonaș galben și în discuție acolo șosarul Sibiului cu arbitrii. Este în cele din urmă aruncare de la 7 metri. Învins Gabriel Șofronici. Primul gol pentru echipa sa, Robert Rugaci, numărul 22. Egalitate la 2, am trecut de minutul 4, construiește echipa Sibiului, verza, Ramba. Două intervenții bune acolo ale portarului Ionescu. Este la atac reșițenii. Bohan primește acum în centru, mai departe la Rohoznean. Luat acolo pe sus Ștefan Huță, pivotul numărul 7. O minge deviată lovește bara, a fost aruncarea lui Ilie Vaida Sejan. Contraatac al Sibiului, Ramba greșește acolo. Pornesc acum pe contraatac oaspeții. S-a mai domolit acum, gol. Gol înscriste Ilie Vaida Sejan. Este golul lui Ilie Vaida Sigan, numărul 8 de la HC Adrian Petre Reșița. Iată minutul 5 și 34 de secunde, pentru prima dată oaspeții de astăzi se află în avantaj. Extraordinară aruncarea lui Radu David. E apreciat și incursiunea lui Robert Micloș, venit din extremă dreaptă în centru. I-a pasat apoi lui Radu David, care cu pământul l-a învins pe Cristian Ionescu.
Egalitate la 3 și atac pentru Reșița. Se apără acolo Dorin Purcărea și Florin Ramba. A căzut numărul 34, Marius Bohan. S-a reluat acum jocul Bohan. S-au apărat foarte bine acum sibienii. Este faultul lui Sebastian Pârvan, numărul 14, avertizat cu cartonaș galben pentru ținere la Florin Ramba. Verza. Radu David se înalță și aruncă din coborâre. Radu David îl învinge pe Cristian Ionescu. 4-3 pentru Sibiu și toate golurile de până acum marcate de Radu David. Toate golurile pentru Sibiu marcate de Radu David. Excelent găsit acolo și înscrie Ștefan Huța. Numărul 7 a fost găsit la marginea semicercului și l-a învins pe Gabriel Șofronici. Egalitate la 4. Verza, Ramba. Ramba aruncă, dar în blocajul lui Bohan. Contraatac rapid pentru oaspeți și Lucian Ignat, numărul 5, reușește al doilea gol personal. Oaspeți în avantaj, 4-5, minutul 8 și 12 secunde. Avantaj de un gol, așadar, pentru oaspeți. Verza, blocat acolo de numărul 7, Huța. Bună aruncarea. Intervine însă Ionescu. Rămâne 4-5, aruncare pe lângă poartă acum a lui Marius Bohan, 34, cu numărul pe tricou. Atac al Sibiului acum repede din nou. Ionescu intervine foarte bine la aruncarea lui Florin Ramba. Da, îi cere și Matei Damian lui Ramba, sau mai bine spus, îi atrage atenția să tragă jos. A tras, aruncat spre mâinile lui, sau în zona mâinilor lui Ionescu. N-a fost foarte greu, un portar cu experiență a reușit să pareze această aruncare. Ne întoarcem la atacul oaspeților, o încrucișare frumoasă acolo. Ține Ramba și va fi 9 metri. Da, aruncarea frumoasă. Ilie Vaida Siganu, aruncare de la Șold, îl învinge pe Gabriel Șofronici. Ilie Vaidea Sigan, numărul 8 de la oaspeți, reușește și el al doilea său gol. Handball Club Sibiu aproape de minutul 10, oaspeții au două goluri avantaj, 4-6. Verza greșește acolo pasa și e contraatac pentru oaspeți. Fără nicio șansă, acolo Șofronici în fața lui Sebastian Pârvan. A fost o pasă greșită a lui Bogdan Verza. Și iată, oaspeții merg la 3 goluri, 4-7. Aruncă Verza, din nou pe sus, intervine Ionescu, pe jos, îl învinge pe Ionescu Robert Micloș. A stat bine în extremă dreapta, jucătorul Sibiului a recuperat din marginea semicercului și a trimis pe sub Ionescu, 5-7,
Oțbeții au acest atac. Rohozneanu, ținut acum Bohan. O aruncare a lui Rohozneanu, blocată de Gabriel Șofronici. Atac pentru Sibiu, Radu David. Angajare acolo bună! Gol reușit de Răzvan Istrate, numărul 8 de la Handball Club Sibiu. A primit foarte bine în poziție centrală și l-a învins pe Cristian Ionescu. 6-7, ne apropiem de minutul 12. Aruncare cu gol acum Ilie Vaida Sigan. A treia reușită. Ramba, Radu David, Verza, bruscat puțin acolo, o pierde Bogdan. S-a fluierat acolo. 9 metri. Excelentă intervenția lui Șofronici în fața lui Marius Bahan. Micloș, Radu David, angajare Istrate. S-a apărat bine acolo de Ilie Vaida Sigan împreună cu Marius Bahan. Metri pentru echipa sibiană. Istrate, Ramba, Radu David, Ramba o fentă, aruncare cu pământul și gol reușit de Florin Ramba. Din nou angajare pentru numărul 7, Ștefan Huța, blocat foarte bine de Dorin Purcărea și Istrate la marginea semicercului. Vaida, Bahan, Vaida din nou, se înalță și aruncă cu pământul. Intervine bine Șofronici, Radu David pe contraatac, pasă pentru Micloș. Acesta încearcă să-l găsească pe Istrate. S-a repliat acolo Drăghici, am impresia că a fost. Verza, Radu David, se înalță Radu David din nou la mâini. Intervine bine Ionescu. Poate fi învins Ionescu cu condiția ca jucătorii Sibiului să trimită cumva cu parchetul ori pe jos, plasat. Stă destul de bine la reflex atunci când balonul îi ajunge undeva în zona de acțiune a mâinilor. A fost așadar golul lui Ilie Vaida Sigan. 9-7 pentru HC Adrian Petre Reșița, minutul 15 și 22 de secunde. Aproape de o intercepție acolo, numărul 13, intercepție bună până la urmă. Și eliminare de 2 minute pentru Florin Ramba.
l-a împins acolo pe Mihai Rohozneanu pe aruncare. Vine la această aruncare de la 7 metri Rogaci. Da, Șofronici! Foarte bine intervine acolo Gabriel Șofronici de la 7 metri în fața lui Robert Rugaci. 7 la 9, Sibiul cu un om mai puțin după ce Florin Ramba a fost eliminat pentru 2 minute. Intră și Cosmin Demian, iese Istrate în echipa Sibiului pe acest atac. Cosmin Demian, cade acolo un jucător al oaspeților și aceștia pornesc pe contraatac. Calmează acum atacul. Rohoznean, Buhan mută în celălaltă extremă. Gol reușit de Sebastian Pârvan, numărul 14. La a doua s-a reușit extrema celor de la Reșița. Presia forțare acum la numărul 11, Raul Muntean. Greșește acolo Pârvan. Sibiul recuperează. Muntean se izbește acolo de numărul 13, Rohozneanu, dar Sibiul mai are un jucător eliminat, Robert Micloș, este trimis în afara terenului. Ceva proteste or fi fost, altceva n-avea ce să fie. Gol reușit de numărul 7, Ștefan Huța. A doua s-a reușită. Oaspeții se distanțează 7 la 11. Ne apropiem de minutul 18 al întâlnirii. A revenit între timp sau a expirat eliminarea lui Ramba. A schimbat puțin sistemul, Verza aruncă pe lângă poartă, dar a fost blocat pe brațul de aruncare de către Marius Boahan. 9 metri pentru Handball Club Sibiu, Radu David, Damian. Radu David aruncă, fără probleme, intervine Ionescu. Mingea în extremă stângă, intervenție Șofronici, în fața lui Lucian Ignat. Verza, Răzvan Bogdan acum în extremă stângă pentru Handball Club Sibiu. 29 de secunde în superioritate numerică pentru oaspeți. Sibiul atacă prin Verza, Radu David. Damian. Da, de pe picioare Verza, fără probleme din nou pentru Cristi Ionescu. Vaida se duce acum mingea și la Ignat. Faultat acolo numărul 5 al oaspeților. 9 metri. Îl oprește acolo Radu David pe Marius Bahan. Vai, da,
aruncă de pe picioare, dar Sofronić are din nou răspuns. Am trecut de minutul 20, 7-11, conduc oaspeții. Radu David blocat acolo de Marian Crăciun, numărul 17. Și este eliminare pentru Marian Crăciun, numărul 17 de la oaspeți. Eliminarea lui Miclos a expirat, a revenit extrema Sibiului în teren și este golul lui Bogdan Verza. Prima sa reușită în această partidă. 8-11, 9 minute mai sunt din această primă repriză. S-a jucat destul de cursiv, pași acum. Și este eliminare pentru Sebastian Pârvan, 2 minute așadar. Cu doi oameni mai puțin oaspeți în acest moment. 3 minute acum. Verza, Ramba. Miclos în extremă prinde. Ramba, cealaltă extremă acum. Gol! Reușită de numărul 14. Răzvan Bogdan are și el prima reușită din această partidă. 2 goluri avantaj acum pentru Handball Club Adrian Petre Reșița. Bahan blocat acolo. Aruncare de pe picioare bună în forță. Ilie Vaida Sigan are a 5-a reușită și în acest moment este cel mai bun marcator de pe teren, urmat de David Radu cu 4 goluri. 9-12, în curând va și acum a expirat o eliminare din tabăra oaspeților, moment în care Florin Ramba își mai trece odată numele pe tabela marcatorilor, 10-12. Sibiul se ține bine, să nu uităm totuși, astăzi întâlnește o echipă mult, mult mai experimentată. Da, eliminare, Radu David nici nu se mai întoarce către arbitru, iese direct afară, l-a atacat acolo în zona gâtului pe Marius Bahan. Rămâne 10-12 scorul în momentul de față pentru oaspeți. Bahan, gol! Gol scris de Marius Bahan. 10-13. Minutul 23 și 29. Atacă Sibiul Verza, Damian. Pătrunde, e mingea deviată acolo de Ilie Vaida Sigan și în cele din urmă mingea ajunge la portarul oaspeților, acum în atac prin Ignat. Bahan, încă o dată. Golul scris de Marius Bahan. A doua reușită pentru Marius Bahan, după ce la începutul meciului n-a reușit să înscrie în Inter stânga, s-a mutat acum pe dreapta și a înscris de două ori. Este
un moment demn de time-out, ceva probleme medicale par să fie la numărul 8, Ilie Vaida Sigan. S-a reluat între timp jocul. Forțare acolo, oprit Verza. Contraatac al oaspeților și gol înscris de Lucian Ignat, a treia reușită. 10 la 15. A expirat acum eliminarea lui Radu David. Primește acum jucătorul Sibiului, Verza, în extrem, acolo, Muntean, Răzvan Bogdan mai reușește să înscrie o dată, 11 la 15 pentru HC Adrian Petre Areșița. Aruncă de pe picioare acolo Rohoznean, blochează portarul Sibiului, aproape de o intercepție a fost Sebastian Pârvan. Ramba. Încearcă o angajare acolo pentru Istrate și e eliminare demn de 2 minute. Eliminare pentru Ștefan Huța, numărul 7. Atacă Sibienii, Verza, Radu David încearcă acolo să treacă de un adversar, atacat incorrect acolo demn de Sebastian Pârvan. Și mie mi s-a părut puțin în zona gâtului, dar jocul a fost să continue. Aruncare bună de tot printre picioare, reușită de numărul 9 de la Sibiu, Bogdan Verza. 12 la 15. Ne oprim pentru câteva momente, rămâneți cu noi. Am revenit la sala Transilvania după primele 30 de minute ale partidei dintre Handball Club Sibiu și HC Adrian Petre Areșița. Scorul pe tabela de marcaj indică un avantaj net în favoarea oaspeților, 13 la 18. Jocul în prima parte a lui a fost destul de bun, unul făcut și de către echipa Sibiului, cu destul de multe momente bune. Să vedem însă cum va arăta repriza secundă. Încă 30 de secunde de superioritate numerică pentru oaspeți în urma unei eliminări de pe banca tehnică a Sibiului. Iată așadar atacul oaspeților. Portat acum în extremă stângă, gol! Gol este Marius Brozovescu. Marcatorul golului, Marius Grozăvescu, numărul 18, la prima sa reușită. Atacă din nou Sibiu, Ramba, Verza. Stratea încrucișat acolo, Radu David, lasă pentru Ramba, Verza interceptat acolo de Andrei Lelea, contraatac. Și parate de zile mari ale lui Gabriel Șofronici. Din nou intervine foarte bine portarul Sibiului.
Ocazie mare pentru Lela. Scapă Sibiu cu bine după acest atac. O aruncare deviată, Radu David. O aruncare deviată a lui Radu David și este al cincilea său gol. Învins portarul Andrei Drăghici. ...14-19 în acest moment. Radu David. Verza primește o minge dificilă. Ramba pătrunde, gol! Florin Ramba. A treia reușită și pentru Ramba, 15-19. Blocat acolo Marius Grozăvescu. Lela. Jocul se mută în stânga. Se întoarce arbitrul la un foul, cred, anterior. Rugaci blocat acolo. Recuperează Sibiul. Ramba, Radu David. O încearcă acolo, angajare blocată. Contraatac, Lela. Îl învinge. Șofronici învins de această dată de Andrei Lela la prima sa reușită din două ocazii mari pe care le-a avut Lela în urma unor contraatacuri. Avantaj de 5 goluri, 15-20 pentru HD Petrea Reșița. Greșeală acolo. Blue dribbling pentru Saula Verza. Verza blocat acolo Ramba în duel al numerelor 7. Ștefan Huța este cel care l-a oprit pe Ramba. N-a avut multe soluții Ramba, au interceptat acolo oaspeții, dar s-a repliat foarte bine Radu David și a recuperat. Verza din nou, Radu David. Căutat Verza, se apără destul de agresiv acolo și în față jucătorii echipei oaspete. Acțiunea cu bară a lui Raul Muntean. S-a apărat foarte sus ceva mai devreme Robert Rugaci, numărul 22. Tot el aruncă acum cu pământul și ține o aruncare de la 7 metri pentru echipa sa. Să vedem dacă tot el va executa. Rugaci a înscris odată și a ratat odată de la 7 metri. De data aceasta, Ilie Vaida Sigan va fi față în față cu Jean Novakovski. Gol. ...15-21. N-au mai găsit sibienii atât de multe breșe pentru a înscrie. Iată, în 6 minute aproape n-au înscris de câte două ori. Metri. Verza, Radu David aruncă, dar a intervenit bine Andrei Drăghici.
Bahan Rugaj. Blocaj bun acolo al lui Ramba în fața lui Huța. 9 metri. O aruncare din nou de la șold a lui Lela. A intervenit bine Șofronic, Radu David își depășește adversarul. Pas pentru Istrate și a călcat semicercul. O minge primită în plin acolo de Radu David. Își cer scuze imediat Ilie Vaida Sigan. A vrut să trimit acolo spre poartă o minge ce l-a lovit în piept direct pe Radu David. Este în regulă jucătorul Sibiului. Iată, suntem în minutul 37 al întâlnirii, 15-21. Rugaj în centru, Buhan, Lela, Buhan îl găsește în stânga, bine, acolo o pasă, rămâne însă mingea în posesia oaspeților. Vai, da, aruncă, apără Șofronic. Și este... sesie pentru Sibiu, a călcat, cred, Gabriel Șofronic. Acuză ceva probleme la glezna piciorului drept, își revine până la urmă portarul Sibiului. Verza Ramba. Combina jucătorii Sibiului departe de poarta lui Drăghici. Iată acum Verza încearcă acolo o pătrundere, forțează și Lela scapă pe contraatac. N-a fost gol, mingea a fost în bare, apoi l-a lovit pe Șofronic, a ieșit în afara terenului. O nouă ocazie mare pentru elevii lui Adrian Petre, a Radu David. E gol! Radu David. Ilie Vaidea Sigan și Radu David își dispută titlul de cel mai bun marcator al acestei partide. Câte 6 goluri reușite de fiecare. Mai este timp însă pentru ca balanța să se încline într-o parte sau alta, 16-21, deocamdată avantaj pentru echipa oaspeților, la 22 acum. Pentru că Grozăvescu mai izbutește atât să nu scrie, aruncă bine acolo și Micloș, dar mingea atinge, lovește doar bara. Și iată oaspeții ieșind din nou la atac. Buhan de jos, foarte bine intervine din nou Șofronic. Ramba, minge deviată, oprește balonul Drăghici. Contraatac din nou. Execuția acolo a lui Ștefan Huța. A treia reușită pentru Huța. Și oaspeții se desprind la 7 goluri diferență.
Verza, Damian, Verza din nou. O minge interceptată, dar a fost împins acolo Demian, de Marian Crăciun. Radu David, Damian. A aruncat ce am scris, dar jocul a fost întors la 9 metri. Instalată Damian, acum Verza. Radu David aruncă peste poartă. Guan a fost acolo, o pasă pentru Rugaci. S-a apărat distrat. Nu a fost distrat acolo. Ceva probleme pentru Dorin Purcărea. El s-a apărat ceva mai devreme, Dorin Purcărea. Vaida, Rugaci, Buhan. Buhan a încercat acolo o pasă, intercepția echipei Sibiului, pasă pentru Purcărea, angajare Micloș, gol Sibiu. Gol Robert Micloș. A doua reușită pentru Micloș Robert, 17-23. Pasa pentru Rugaci, imprecis, a fost o minge trimisă de Pârvan. Radu David, Damian. Blocat acolo de Vaida. Aruncare bună a lui Verza, dar minge prinsă de Drăghici. A fost o pasă acolo a lui Rugaci. Căuta Lela, am impresia, pasa imprecisă. Pârvan. Vaida acum. Pârvan încearcă să pătrundă și aruncă cu gol. A patra reușită pentru numărul 14 de la H, Adrian Petre Reșița. Radu David aruncă, blochează Drăghici. Aproape de o intervenție acolo, numărul 14, Răzvan Bogdan. Continuă însă atacul pentru Oaspeți și o intervenție bună a lui Șofronici în fața lui Lela. Angajare bună de tot, venită de la Dorin Purcărea, cel care a înscris, este numărul 10, Dorin Neamțu, găsit foarte bine la marginea semicercului, 18-24. Ne apropiem de minutul 44 al întâlnirii. Avantaj 2-6 goluri în continuare pentru Oaspeți. Pârvan pentru Vaida în extremă stângă acum. Este Pârvan cel care a fost blocat. Minge în afara terenului. Primește Radu David. Repliat însă handbaliștii din Reșița. Radu David, Verza. Ramba aruncă peste poartă. Stânsă un
fault pe aruncare și este eliminat două minute Elie Vaida Sigan. La 24, în continuare avantaj pentru HC Adrian Petre Reșița. Și avantaj numeric pentru Sibiu în acest moment. Verza l-a păcălit bine acolo pe adversarul direct. Și înscrie al treilea său gol, Verza Bogdan, bine s-a dus acolo și a fentat adversarul și a înscris în poarta lui Drăghici. 19-24. A apărat bine Ramba și Neamțu. Și acolo a oaspeților. Seria jocul cu posesia Sibiului. Marin Neamțu, Istrate. Înțare din nou. Fault în atac pentru oaspeți. Posesia acum. 19-24. Minutul 46 al întâlnirii. O fentă bună cu aruncare a lui Alexandru Starcenco, numărul 25. Dorin Purcărea și Ramba s-au apărat acolo în fața lui Ștefan Huța, 9 metri. Vine din extremă același Starcenco, dar apără portarul Sibiului. Strate, gol! A treia reușită pentru Răzvan Istrate și e time-out solicitat de cei de la HC Adrian Petre Reșița la scorul de 20-24. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi! Ne-am reîntors, a fost time-out solicitat de Adrian Petrea la scorul de 20-24 pentru HC Adrian Petrea Reșița. Ne apropiem de minutul 47 al întâlnirii, avantaj de 4 goluri pentru oaspeți. Vaida. O aruncare cu boltă imprecisă. Pornesc sibienii repede pe contraatac. Ramba a blocat acolo de același Vaida Sigan. Radu David. Ramba! Nu iese nimic din acest atac pentru HC Sibiu. Vaida din nou primește acum în interzânga, încearcă să-l găsească acolo pe Zolt Steiner. Golul vine însă din extremă dreaptă. Alexander Starcenco înscrie primul său gol în această partidă. 20-25. A
venit bine spre centru acolo. Extrema dreapta a Sibiului și se dă 7 metri. 7 metri. A fost un fumul făcut de Sebastian Pârvan. Și Radu David este față în față cu Drăghici. Gol reușit de Radu David. Angajare din nou pentru Starcenco, intervenție bună a lui Șofronici. Sibiul scapă cu bine. Radu David a venit în teren verzi, a ieșit pe această fază ofensivă, Dorin Purcărea. Verza. Locat acolo de Marian Crăciun. Strate, aruncare. Tot 9 metri. Se cere un moment de time-out pentru că parchetul s-a udat după ce Istrate a căzut în acea zonă. Se reia acum jocul, minutul 50 al întâlnirii, avantaj de 4 goluri pentru oaspeți. Verza. Radu David, minge deviată de Marian Crăciun. Ramba a încercat pentru Istrate acolo, recuperează. Este eliminat Răzvan Istrate. Cred că arbitrul a considerat că el l-a faultat acolo pe Marin Crăciun. Dar nu cred. Jucătorul de la HC Reșița a căzut singur, sper să nu mă înșel, dar n-a fost nimic făcut de Istrate. N-a prea avut nicio vină decât că a luat mingea după ce jucătorul de la Reșița a pierdut-o. Între timp, mai înscriu o dată oaspeții prin Grozăvescu, 21-26. Este eliminare pentru Marian Crăciun. Atacă Sibiul. Verza. Radu David. Pătrunde acolo și este blocat. Din nou a blocat acolo Radu David, aruncă. Surprins defensiva reșițenilor, dar mingea trece pe lângă poartă. Rămâne 21-26. Rezistă defensiva Sibiului, Vaida angajare acolo în centru. Da, pentru Ștefan Huță s-a dus bine după el acolo, Dorin Purcărea, și l-a blocat mai puțin de 8 minute din această întâlnire. 5 goluri avantaj pentru HC Reșița.
Aruncă cu gol Sebastian Pârvan. Golul înscris de Robert Rugaș. Radu David. Pătru unde acolo se va întoarce jocul la 9 metri. Din nou este nevoie ca parchetul să fie șters. Reșița în inferioritate numerică pentru încă 15 secunde. Strate la linia de 9 pentru Verza Radu David. Cosmin Damian, Verza, gol! Gol Bogdan Verza! 4 goluri reușite de Bogdan Verza în această întâlnire. A înscris bine. Cel mai bine pentru Sibiu David Radu, ca de obicei, 7 goluri. Atacă oaspeții. Vaida acum, Rugaci a lăsat până la urmă pentru Spârvan. Și o angajare acolo pentru Zolt Steiner. 9 metri. Încearcă să schimbe acolo direcția către Răzvan Dania. Angajare din nou pentru Steiner. Amortizare de joc pasiv pentru oaspeți. Aruncă până la urmă, dar blochează portarul Sibiului Șofronici, aruncat de Vaida Sigan. Din nou de la 9. Ceva mai mult de 5 minute din întâlnire, 22-27 în continuare. Vaida, gol sub ară. Nicio șansă pentru Șofronici, 7 reușite pentru Vaida. Radu David, Damian, pătrunde acolo, aruncă gol. Și eliminarea de 2 minute pentru Rugaci. Radu David față în față cu Drăghici. Reușește să înscrie jucătorul Sibiului încă o dată, a 8-a oară în această întâlnire, Radu David, 23-28. Steiner blocat. Bine, bine lansată și înscrie Lucian Ignat, a patra s-a reușită. Neamțu! Gol a reușit de Dorin Neamțu. Aruncare de la 7 metri după pătrunderea lui Dorin Neamțu. Radu David din nou față în față cu Drăghici. N-a ratat nimic David. N-o face nici acum. Dar cu ceva emoții. 25-29. Continuă atacul oaspeților, jocul oprit, pași acolo. Radu David, pasă pentru Purcărea. Este golul lui Dorin Purcărea.
primul gol al acestei partide pentru Dorin Purcărea. 3 goluri mai au în față oaspeții. Faci din nou greșeală. Jocul întrerupt. Și probabil va fi eliminare în... Nu, e cartonaș. Este așadar cartonaș galben pentru banca tehnică a oaspeților. Demian Ramba blocat acolo. Să faultată de Lucian Ignat. Și acum e time-ul solicitat de HC Sibiu la 26, la 29 ne oprim pentru câteva momente, rămâneți cu noi. A fost time-out la scorul de 26 la 29, conduc în continuare oaspeții, dar diferența e una mică, 3 goluri. Verza trimite acum, Radu David. Radu David caută acolo o soluție, aruncă până la urmă, blochează Drăghici. Cere fault, Radu David n-a primit nimic. 2 minute și 10 secunde până la finalul partidei. Blochează bine defensiva Sibiului. Rămân oaspeții la 3 goluri în față. Iată acest atac, a fost paș acolo. Radu David. Asta cu împingere a lui Starcenco. La acțiunea lui Răzvan Bogdan. Atacat Verza. Radu David, greșesc aici jucătorii Sibiului. Contraatac. Bun, a fost un gest nu tocmai frumos. 26 la 30. Cosmin Damian. Verza încearcă acolo pătrunderea, a luat în brațe de doi adversari. Jocul a oprit. Verza în adversar acolo. Istrat încearcă recuperarea, se dă fault. Și mai sunt 30 de secunde din partidă. Nu se mai poate întâmpla nimic, dar cred eu că oaspeții n-au avut un joc foarte ușor astăzi, deși diferența dintre cele două echipe, vă repet, este una destul de mare. Verza, Radu David, Cosmin Demian, jocul oprit acum, oaspeții pornesc pe contraatac. Recuperează bine acolo Muntean. Angajarea pentru Verza a ieșit bine din dispozitiv Ilie Vaida.
Continuă atacul pentru Sibiu, aruncat de la depărtare, Muntean, Demian. Și este final de partidă, 26-30, așadar. Aceasta a fost partida de astăzi, un meci bun făcut și de Handball Club Sibiu. Vă mulțumim dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți alături de programele noastre, toate cele bune, la revedere!